Iubiți și surori, domnilor și domnilor, din nou, pentru a patra oară, de fapt, voi citi versetul 11 din epistola lui Iuda. Epistola lui Iuda, un singur capitol, acum e versetul 11. Și aici pasajul acesta adresat contemporanilor lui Iuda și nouă celor care suntem în preajma venirii a doua a Domnului Isus Hristos. Spune așa, vai de ei, că ce au urmat pe calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig, au pierit într-o răscolă ca a lui Core. Amin. Cum spuneam în mesajele precedente, inspirat de Duhul Domnului și tipic în scrierile sale, Iuda prezintă această triadă de trei personaje distincte în felul lor negativ, ale Vechiului Testament, prin care, pentru noi cei ce trăim în vremurile din urmă, este sugrăvită imaginea completă a apostaziei, ale pădării de credință. Și Iuda ne spune că în vremurile care vor veni și care sunt vremurile noastre, vor fi oameni care vor umba, umbla pe calea lui Cain, Apocalipsa repetă acest lucru, vor umbla în rătăcirea lui Balaam, Apocalipsa repetă acest lucru și vor trăi rebeliune de tipul lui Core, diferite pasaje biblice repetă acest aspect. De fapt, dacă vreți, mai complex, istoria lui Core. Este în acest verset 11 din Iuda, de asemenea este în numeri capitolul 16 la 17 și este în numeri 26 de la 9 la 11. Ne vom uita în aceste pasaje pentru că vrem să înțelegem complexul acesta Core, rebeliunea lui Core. Am vorbit despre calea lui Cain și am putut să înțelegem ce înseamnă acest lucru. Să fii atât de aproape de Dumnezeu cum a fost Cain. El a vorbit cu Dumnezeu personal și totuși să cazi. Să fii așa de aproape de Eden și să pierzi Edenul. Deci ea, încă o dată, noi trebuie să ne întoarcem la cuvântul Domnului, nu la istorie care sunt, și teologie care sunt plăcute oamenilor. Evrei 3 cu 12. Luați dar bine seama fraților, ca niciunul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Te poate despărți. Cain a pierdut mântuirea, în ciuda revelațiilor pe care le-a avut și -a comuniunii cu Dumnezeu. A vorbit gură către gură cu Dumnezeu. Balaam a fost ghicitor, s-a convertit și a devenit unul dintre cei mai interesanți profeți al lui Dumnezeu. Și Biblia ne spune, Duhul Domnului s-a coborât peste el, deci nu putem să spunem că atunci când a profețit n-a fost un om convertit. Duhul Domnului s-a coborât peste el și și-a rostit profeția. Și cine este cunoscut de fapt în istoria creștinismului de pretutinte în și Balaam. Îl văd, dar nu acum. Îl văd, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacob. Un toiac de cărmuire se ridică din Israel. Steaua Crăciunului, dacă vreți așa, este profeția lui Balaam. Este un om care a vorbit despre anticrist, a vorbit despre necazul cel mare, a vorbit despre configurația neamurilor la sfârșitul necazului celui mare și în momentul venirii Domnului Isus Hristos. Detalii extraordinare. Dar Balaam a fost cumpărat cu bani și Balaam a căzut. A devenit din nou ghicitor pentru că Biblia spune, Balaam s-a întors din nou la locul lui. Din nou la ghicit, din nou la profit, din nou la bani, din nou la aur. De data aceasta, Iuda ne-l prezintă pe Core. The gainsaying of Core. Răzvrătirea lui Core este titlul seminarului din această seară. Este al treilea apostat pe care cuvântul Domnului ne-l prezintă prin Iuda. La care noi, cei din vremurile din urmă, trebuie să luăm seama pentru că spiritul care l-a prins pe core ne poate prinde pe fiecare. Rebeliunea este așa de aproape de noi de fiecare încât ne mirăm. Se poate? Se poate pentru că, din nou, autorul epistolei către evrei, capitolul 12, spune și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, avem deci pildă așa de mare de martiri, de oameni care au luptat pentru credință, să dăm la o parte, ce spune? Orice piedică și păcatul care ne înfășoară cum? Lesne. Ne-a zis cineva o vorbă care nu ne-a plăcut și deja suntem țăfnoși. ne supărăm, îi mustrăm, îi certăm. În familie ne sare țandăra repede. În pregătirea copiilor, în biserică, o privire ne face să fim rebelioși. O nemulțumire. Și pe cine? Pe oameni care nu cunosc pe Dumnezeu, nu, pe oameni care cunosc pe Dumnezeu. Core, care este liderul familiei Coratiților, este din neamul lui Levi, Exod 6 cu 24, prin Icehar, Exod 6 cu 21, este fiul lui Chehat. Icehar, Chehat și Amram au fost fii ai lui Levi. Fiind dintr-un neam așa de mare, Core s-a bucurat de o întreită binecuvântare. Prima este o binecuvântare de rudenie. Este verișor primar cu Moise. Verișor primar cu Moise și cu Aron. Potrivit Exod 6 cu 18. De ce? Pentru că am spus, Core se trage din Ițehar, Exod 6 cu 21, iar Moise din și Aron din Amram, Exod 6 cu 20. Verișor primari. Un privilegiu mare să ai rude, oameni timători de Dumnezeu, oameni cu influență în biserică. E un privilegiu. Dacă știi să-l folosești. Al doilea privilegiu este rang nu numai rudenie, privilegiu de rudenie, privilegiu de rang. Fiii lui Levi, frașesurilor, domnilor și domnilor, au fost autorizați de Domnul cu slujba de la cortul întâlnirii și de la templu. Numer 3 cu 12. Dar fiți atenți! De ce este cazul lui Core pus în Biblie? Dintre leviți, chehatiții, din care se trage Core, potrivit exot 6 cu 18 cu 21 cu 24, aveau slujba cea mai înaltă, după numeri 4, 1 la 20. I-au zis ce slujbe are core. Slujba lor este în locul sfânt, numeri 4 cu 4. Slujba lor este să poarte chivotul mărturiei. vedeți cum este aici în spatele meu. Numai atunci era invers. Deci nu stând în picioare, în cant, stând așa pe orizontală. Și drugii aceștia care îi vedeți erau pe umăr. Deci purtau cortul mărturiei pe umer, număr 7 cu 9. Purtau de asemenea masa pentru punerea mâinilor, pâinilor, număr 4 cu șapte echipamentele aferente de la masă, număr 4 cu 7. Tot în slujba chehatiților, a era menora, sfeșnicul, lumina lui Dumnezeu, număr 4 cu 9. Într-un cuvânt, fiți atenți, de ce Duhul Domnului îl aduce pe core, în exemplul lui Iuda? Într-un cuvânt, implicația lui core, a coratiților, este participare directă în șechina, în gloria lui Dumnezeu. Unde s-a arătat Dumnezeu? Nu în Sfânta Sfintelor? Unde făcea ispășirea? Nu în <coughs> chivotul mărturiei? Unde era Dumnezeu prezent? Nu în menora? În lumină? În mărturie? Deci iată că acest om, descendent din Levi, face parte din acea ramură din tribul lui Levi care se ocupă de lucrurile cele mai importante. Membrii, participanți direcți în glorie, șechina, gloria, manifestarea puterii lui Dumnezeu. Și în timpurile în care noi trăim, suntem la fel, ca și core. Pentru că noi am devenit templul lui Dumnezeu și pentru că Dumnezeu locuiește în noi și noi funcționăm ca un chivot, noi suntem parte din manifestarea gloriei lui Dumnezeu. Când în psalmul 84 spune ei merg din putere în putere, ei merg din glorie în glorie. Nu se coboară Duhul Sfânt în biserică, nu te cercetează Duhul Dumnezeu și lauzi pe Dumnezeu un limb străine, nu ai vedenie sau nu ai cercetat de cuvântul profetic, nu este mărturia lui Dumnezeu în mijlocul nostru prin vindecări divine, supranaturale? Ba da, suntem parte din gloria divină. Însă, frate și soră, corect și de la acest înălțime se poate cădea. De ce este pildă în Biblie? Și cum cad astfel de oameni? Prin rebeliune. Prin răzvrătire. O a treia dimensiune a privilegiului lui este responsabilitate. Dacă ai legătură de rudenie, dacă ai rang, poziție, ai și responsabilitate. Pentru că dacă nu-ți păstrezi cinstea cu care te-a binecuvântat Dumnezeu, pierzi credința, pierzi influența. Dar uitându-ne la a, răzvrătirea lui Core, propriu zisă, <coughs> în seminarul nostru din Epistola lui Iuda, este al 11 seminar din, al seminar, seminar din 13 pe care le voi ținea în total, ca să acoperim toată epistola, hai să vedem împreună patru aspecte ale răzvrătirii lui Core. De ce spunem vremurile din urmă să învățați din răzvrătirea lui Core? În primul rând, răzvrătiți și asociați. Răzvrătiți și asociați. Core fiul lui Itzehar, fiul lui Kehat, fiul lui Levi, s-a asociat în răzvrătirea lui cu Datan și Abiram. Fii lui Ruben, număr 16 cu 1. Core, fiului Itzehar, fiului fiul fiului Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiului Eliab și On, fiului Pelet, câtești trei fii, fi ai lui Ruben. Răzvrătiții de tip Core au un plan precis. Planul este dezbinarea poporului Domnului. Este divizarea poporului Dumnezeu. În cazul nostru, divizarea bisericii. Și ca să-și poată fac, face lucrul acestea, ă, ei lucrează în trei direcții distincte. Prima, asociere cu sfera seculară când spun seculară, deci cu cei ce nu sunt implicați în lucrul bisericii. Numer 16 cu 1, încă o dată. Core, fiul lui Itzehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, care sunt din tribul lui Ruben și care nu aveau nicio participare în slujba de la cort. Deci și-au găsit în sfera seculară. Ruben împreună cu Simeon și cu Gad. Formau parte de sud a taberei lui Israel, care era organizat în jurul cortului întâlnirii, numărul 2, 10 la 16. Ruben se simțea foarte important în poziția aceasta, din cele trei triburi, Simeon și Gad, pentru că Ruben era întâiul născut și fiind întâiul născut al lui Iacob, Ruben se simțea un om foarte important. Dar având în vedere autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o patriarhilor, prin autoritate patriarhală, Ruben este destituit din slujba lui, din poziția lui de întâi născut și această poziție este dată lui Iuda și de aceea Ruben încă nu s-a dezbrăcat de mentalitatea aceea, domnule, nu mai ești numărul unu. Și asta e în cazul la cei mai mulți astăzi, că nu-s numărul unu. Asta e în cazul. Dar de ce nu-s eu numărul unu? Pentru că Domnul te-a pus numărul doi, de aici. Și a zis, hai să ne răzbunăm. Hai să facem rebeliune. Întotdeauna un rebel are resentimente. Întotdeauna un rebel face pity paris, Adică își adună prietenii și se plânge de câte ori a fost neîndreptățit, câte lucruri s-au făcut împotriva lui, câte lucruri au fost împotriva ei, își linge rândurile, dați-mi voi să folosesc această expresie, să nu spun ca și cine, pentru că pitipari este sărbătoarea cea mai plăcută. Înseamnă că și-au cam pierdut caracterul cei ce se asociază cu core dacă uh, pot să se amestece în lucruri pe care, pentru care Dumnezeu ne-a chemat. Nu numai atât. Al doilea aspect este asociarea cu sfera influenților. Numer 16 cu 2. Ia uitați ce spune Cuvântul Domnului. S-au răsculat împotriva lui Moise împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și erau oameni cu nume. Deci din moment ce sunt oameni chemați la sfat, înseamnă că au parte în poporul Domnului. Și core se asociază, deci și cu oamenii influenți, pentru că ei sunt asociații, asociații sunt cei de afară, apoi oamenii influenți, oameni care pot să aibă un cuvânt în poporul Domnului, cine sunt aceștia? Cu care de -o, ce se întâmplă rebeliuni în biserică, în Israel, în poporul Domnului? Cei cu bani? Cei cu poziții sociale? Cei cu rudenii multe, pentru că ei controlează votul, cei cu business-uri multe, cei cu relații, cei care au ajutat cândva lucrarea Domnului. Erau chemați la sfat, numărul 16 cu 2. Și în loc să-și folosească influența în lucruri bune, să strângă poporul Domnului la oaltă, își folosesc influența să-l dezbine. Să-l dezbine. Și apoi, următorul pas, al treilea, deci în în core și în asociație lui este atac împotriva liderului Numer 16 cu 2 parte 1 s-au răsculat împotriva lui Moise profitând de ajutorul secular al lui Ruben profitând de influența nu celor din care au uh, uh, putere de, 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 de a decide core în co, core și compania dacă vreți, frați și surori, doamne și domnule, uitați ce se întâmplă. Fiți atenți. Biserica Domnului ar trebui să învețe și mă bucur că ceea ce noi vorbim aici o să fie și televizat, este pe internet. Fiți atenți la ceea ce vă spun cu zmerenie și cu frică de Domnul. Frați și surori de pe tutindin. Core, Datan și Abiran au putere, au putere să influențeze toată biserica toată biserica. nume 16 cu 19, Ia auziți acest cuvânt. Și Core a chemat toată adunarea împotriva lui Moise și Aaron. Ați auzit? Tot Israel. După ce Domnul folosește pe Moise și face minuni, îl folosește pe Aron, după ce Domnul folosește pe acești oameni cu care ridică poporul, îi poartă prin pustiu, Este greu de înțeles cum o biserică întorce spatele unui lider așa de ușor. Toată adunarea. Uitați cum este atacul lui Core împotriva liderului. Are trei dimensiuni. Primul, acuzații false. Numer 16 cu 3, partea finală. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Spune core către Moise și către Aron. Ceea ce nu este de deloc. De cinci ori, citiți-l bine pe, pe, pe uh, Moise în exod, de cinci ori Moise îl refuză pe Dumnezeu și spune nu-i de mine, Doamne, să mă duc eu în Egipt, să fiu eu în frunte acestui popor, nu-i de mine. Și auziți cu ce acuzații vin? Dar ce vreți voi să stați în fruntea poporului? Dacă vă uitați în istorie, înainte să se întâmple acest eveniment, Moise tocmai numise 70 de bărbați care să fie judecători în Israel, deci să nu fie singur. Să aibă cu cine, cine să lucreze în poporul Domnului. Numer 11, 24 la 26. Însă, fruntașii lui Core, Datan și Abiram, vin împotriva liderului cu acuzații false. Păstorul bisericii fură banii. Mâncă banii bisericii. Controlează. A făcut afirmații calomnioase. Ne-a jignit de la învon când a spus ceva sau a numit pe cineva. Păstorul ne-a îndreptățit pe și pune nume acolo. Păstorul nostru nu a promovat pe și pune un nume acolo. Păstorul nostru nu a invitat niciodată la noi pe și pune nume acolo. Păstorul nostru l-a predicat pe. Domnule, dacă te simți în predică, mulțumește-i Domnului, că înseamnă că încă te mai cercetează Duhul Domnului. Că altfel Dumnezeu nu ar mai vorbi deloc. Acuzații împotriva liderului. Acuzații, apoi, aserțiuni false. Numer 16 cu 3, partea a doua. Destul, că și toată adunarea toți sunt sfinți, a spus Core, în și Abiram. Așa au fi fost, probabil, toată adunarea sfinți, dar tocmai că ei erau un rebeliun, erau nesfinți. Deci nu au putut să vadă că ce fac nu este act de sfințenie? Nu s-au văzut pe ei și, pe de altă parte, trebuie să fim cinstiți cu noi înșine. Mi-e mi de multe lucruri din viața mea și din casa mea. Dar dumneavoastră, ia să vedem, să vedem cât de curajos sunteți. Avem multe de corectat, fraților. În fiecare zi, ora a face o aserțiune de felul acesta, noi toți suntem sfinți. Da, toți suntem. Dar toți avem de corectat în viața noastră. Și apoi, al treia dimensiune a atacului este atac împotriva Domnului. Core, Datan și Abiran sunt ironici. Sunt foarte ironici. Numărul 16 cu 13. Ia auziți. N-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară, este vorba de Egipt, notați acest aspect. N-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară, din Egipt, unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie de vrei să mai și stăpânești peste noi? Ce bine ne-ai mai dus într-o țară unde curge lapte și miere și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire o goare și vii. Core datan și Abiram, li se vede clar unde le este mintea și inima. O să vedeți cum îl ironizează pe Dumnezeu. Dumnezeu a zis, am să vă duc în Canaan, Canaanul este o țară în care curge lapte și miere. Și cum zic ei? Egiptul curge lapte și mere pentru că noi acolo avem businessurile, noi acolo înșelăm, noi acolo facem profit, noi acolo le întoarcem. Au spus-o cu gura lor. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Canaanul rămâne mai departe Canaan și Egiptul este mai departe Egipt. Nimeni să nu plângă după Egipt și după castraveți. Nimeni. să ironizezi pe Domnul? Să ironizezi pe oamenii Dumnezeu pentru că uh, n-ai văzut la clipea la ochiului lucrurile despre care vorbește Scriptura și pe care le aducem în fața voastră? Core, Odatan și Abiram uh, sunt uh, prin biserici și astăzi sunt grași, le merge bine, nu se sunt ca și cameleonul. Odată zroșii de mânie și după aceea sunt pales ca moartea, din punct de vedere spiritual. Core și asociații. În al doilea rând, problema lui Core. Ce probleme are Core de face rebeliuni? Și are atât de mulți adepți, 250. Este o problemă împătrită. Prima. Rădăcina problemei lui Core, Datan și Abiram și altor 250 ca ei este în necredință. Deci rădăcina problemei lor este înfiptă în necredință. S-au îndoit de făgăduința Domnului, s-au îndoit de capacitatea liderilor care i-a binecuvântat Domnul ca să lucreze împreună cu ei și s-au îndoit de cuvântul Domnului. De aceea el ironizează și pe Moise, și pe Aaron și pe Domnul. Și când cineva se îndoiește de făgăduințele lui Dumnezeu, ajunge apoi să vorbească lucruri neîngăduite. Dar dați-mi voie să vă aduc aminte, în aduc aminte mie, pentru că sunt un lider între dumneavoastră, mi-aduc aminte mie. 2 Corinteni 1 cu 19, cuvântul Domnului este limpede, este clar. Și făgăduințele lui Dumnezeu, oricât de multe ar fi ele, da este da și nu este nu. A promis Domnul că își va zidi biserica, Dumnezeu își zidește biserica. Și cu mine, dar și fără mine. Și cu tine, dar și fără tine. Dar Domnul vrea să o zidească cu noi, cu A promis Dumnezeu prin Domnul Isus că este cu noi în fiecare zi, chiar dacă trecem prin încercări, este cu noi în fiecare zi. Ce frumoasă a fost gândul acesta din partea Duhului Sfânt pe care fratele Charles Fisher l-a spus. Avem un Dumnezeu care ne vede și când nu-L vedem noi. Nu este așa? Ne vede. Ne vede. Rădăcina în necredință. Sau îndoit de Duhul Sfânt care era în mijlocul lor și pe care l-au întristat. Este așa, 9 la 14. A doua dimensiune a problemei lui este acțiunea, este una de invidie. De ce face ce face? Din pricina invidiei. numer 16 cu 3, partea finală. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului, spun ei? Nici o cercare din partea lui Moise, Moise oricum era în fruntea poporului și Aron. Uite să se ridice mai sus, dar este invidie. Pentru că și un om când, când ajunge invidios, când ajunge gelos, are trei caracteristici. Prima este nelogic. Își pierde logica. Număr 16, 8 la 14. 2. Este necooperant. Numeri 16 cu 12. 16 cu 12. Și 3. Se răzvrătește. Că atâta știe. Se răzvătește. Asta este invidie. A treia dimensiune a problemei lui Core este este prezumțios. Numărul 16 13, cu 3, partea a doua. Destul că și toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Core vorbește prin cuvinte care să atâțe poporul. Așa sunt populiștii care vin și predică în bisericile de astăzi. Se aruncă așa. Și zice, nu le-ai pus și pe fratele ăsta la predică? Și vine și-și aruncă o travă. Fraților. Nu v-a spus fratele, trebuie să vă îmbrăcați, trebuie să... Deci, ceva ce, ce să placă la firea pământească, ceva ce să gâdele firea pământească. Și apoi să duc și își văd de treabă și-aș -și mânca grătarul bine. Nu, aceasta nu este pocăință. Și aceasta nu este predică. Aceasta nu este slujire. Noi predicăm nu să atâțăm, noi predicăm să trezim poporul Domnului. Predicăm să învățăm poporul Domnului. Predicăm pocăință, frați și surori. Nu sunt târâtăm. Core vede prin lentile o N-a mai fost la oftalmolog de 20 de ani și tot cu aceeași dioptrie să uită. Insultă sfințenia lui Dumnezeu. Core proclamă voința lui egală cu voința Domnului care l-a chemat pe Moise și pe Aron. Core consideră atitudinea lui și asociaților lui drept sfințenie. Și nu este. Și apoi este a patra dimensiune. Un om rebelios ca și Core, ca și Datan și ca și Abiram, simpatizează cu moartea. Simpatizează cu moartea. De ce? Pentru că cunoscând pe Domnul, lucrând în gloria lui Dumnezeu, purtând votul legământului lui Dumnezeu, fiind parte din șechina, din manifestarea gloriei, să întorci spatele lui Dumnezeu și să-L ironizezi și pe Dumnezeu. În Egipt este lapte și mere, băi nu este în Egipt, este în Canaan. Îi împinge și pe ceilalți să creadă la fel. Și atunci toți știi cum, cum, se ajunge? Când ajungi în punctul răzvrătirii, toți merg în, în, inerția răzvrătirii. Nu se mai opresc. Se duc în inerția aceea răzvrătirii. Refuză să, să, se pocăiască, refuză să fie logici, refuză să gândească, refuză să, să stea în dialog, pentru că Moise îi cheamă aici și spune, E puțin lucru oare că Dumnezeu v-a dat slujbă mare în Israel, va lăsa să vă apropiați de El, de aceea vinu tu și stăm de vorbă. s a trimis să cheme pe Datan și pe Abiram, fiul lui Iliab, dar ei au zis, nu venim, nu ne suim, nu te ascultăm. E logic. Câte vreme încă nu ești mort fizic, Dumnezeu în care milă cu tine și cu mine. Aduceți-vă minte de acest cuvânt pe care îl știți, îl știm foarte bine. spune pe viața mea zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întorceți-vă de la calea voastră ce are ea. Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel? De ce, ce vrei să mori? Deci, asta este ciudat. Că te-ar omorî cineva, îi zice, domnule, ce criminal, dar tu să te omori? 3. Avertizarea Domnului. Este numărul 16, de la 20 la 24. Domnul are două feluri de oameni. Oameni care sunt cu el și oameni care sunt împotrivă. Avertizarea pe care ne-o dă Domnul tuturora este aceasta. Una, trebuie o separare absolută a sfinților de orice răzvrătitor. Doi Corinteni în șase cu 14 la 17, ieșiți din mijlocul lor. Despărțiți-vă de cei ce caută să vă dezbine. Sau cum spune Sfântul Apostol Pavel, în. În Roman 16. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de ceea ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pânte lor. Și prin vorbiri dulci și amăgitoare, el înșală inimile lesne crezătoare. Să uită la pungă, dacă primezi mai bine dincolo, mergem acolo, facem acolo, până să trezești la realitate. Separare absolută, ieșiți din mijlocul lor. Doi, nu facem noi separarea astăzi, Dumnezeu va face separare singur. Într-o zi Dumnezeu face separare. Și separarea lui Dumnezeu este dreaptă, așa cum spunem Sam, deci vine ziua când Dumnezeu va face o judecată și cei neprihăniți o vor găsi o dreaptă. Dreaptă. Chiar dacă este vorba de cineva din casa mea sau din casa ta, o vei găsi-o, o vom găsi-o dreaptă. Trei. Domnul este sfânt și așteaptă ca poporul lui să fie sfânt. Întotdeauna. Și dacă suntem sfinți, întotdeauna ne întoarcem la cuvânt. Ne întoarcem la pace, cum spune Psalmul, Psalmul, 34. Căutați pacea. Alergați după ea. Nu, cum vă amintesc eu mereu, nu fugiți de ea, nu alergați de ea, alergați după ea. În al patrulea rând și în ultimul rând, acest exemplu pe care ne-l dă Iuda, Core, răzvrătirea lui Core, să vedem pedeapsa Domnului pentru răzvrătire. Dumnezeu are răbdare cu mine, are răbdare cu tine, are răbdare cu fiecare dintre noi. Dacă n-ar avea răbdare, de-ar arăta care este soluția lui finală, așa cum a făcut, cum a lucrat și ne a dat pilde pentru toate timpurile pe Anania și Safira. În momentul în care ai mințit, ești fulgerat ai murit. Însă Dumnezeu spune, asta este soarta. Dar Domnul, cum spune Iov, vorbește oamenilor o de două ori, de trei ori. Nu știu cât îmi vorbește mie, nu știu cât îți vorbește ție. Și de aceea trebuie să ne folosim de ocazie că Dumnezeu ne vorbește și vrea să ne mântuie, să ne ridici. Core, Datan, Abiram, și alți 250 de căpetenii, oameni cu influență, au zis nu. Și atunci, în final, Dumnezeu se judecă. Pedeapsa. Pedeapsa Lui Dumnezeu este în trei timpi. În trei timpi. Primul. Frații și domnilor și domnilor, pedeapsa Dumnezeu este neașteptată. Numer 16 cu 31. De când isprăvea Moise de spus aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. Neașteptat. Ați văzut, măi? Am făcut ce am vrut și nu ni s-a întâmplat nimic. Nu ne-am cerut iertare niciodată, n-am făcut niciodată nimic. Când crezi că ești cel mai bine? Ai făcut un atac de inimă ți-a murit copilul cel mai drag. Ai aflat vestea cea mai distrugătoare despre soția ta. Ți s-a prăbușit business -ul. Ai primit o veste care, ca pe nabal, te-a făcut să amuțești. Nu te juca și să nu ne jucăm și intrăm în tabăra răzvrătiților. Să ne ferească Dumnezeu. Pentru noi este scris. Pentru noi este scris un faliment absolut. Când ești cel mai bine, vine un accident. O lovitură când tot îi cel mai bine și cel mai promițător. Asta e pedeapsa Dumnezeu. Este neașteptată. Doi. Este dintr-o dată. Nu numai că nu s-au așteptat. A fost dintr-o dată. 16 cu 33 numeri un foc a ieșit uh, uh, și s-au pogorât de vii în locuința morților. Ei și tot ce aveau, pământul i-a acoperit de tot și au pierit din mijlocul adunării. Da, este dintr-o dată. Cunoașteți, sunt sigur, cazuri dintre cei care au fost în bisericile noastre care au trecut pe aici, cunosc și nu vreau să o dau niciun nume. Dar oamenii care au zis, ați văzut? Ați văzut? Ați văzut? În loc să se pocăiască, în loc să învețe, neașteptate, dintr-o dată și al treia dimensiunea, de Dumnezeu este fără leac. Fără leac. Număr 16 cu 35. Un foc a ieșit de la Domnul, i-a mistuit pe cei 250 de oameni. Cine poate să scape de mânia lui Dumnezeu? Proverbe 29 cu 1, știți foarte bine acest cuvânt, vă reamintesc. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor, pentru că Domnul te mustră odată, mă de două ori, de trei ori, de zece ori probabil, nu știu cât în îndelungă răbdarea lui Domnul cu mine sau cu tine, cu fiecare este diferit, este funcție de ce cunoaștem. Un om care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată și cum? fără Nu este episcop, nu este patriarh, dragul meu, nu este papă să de trimită în lumea cealaltă. Nu este purgatoriu să te curățească. Să aduc aminte ce spune cuvântul Domnului Marcu 2 cu 10. Dar să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Notează pe pământ. Când ai ajuns Doi metri sub pământ, nu mai ești pe pământ, ești sub pământ, dragul meu. Nu te mai ajută nimeni. Este fără leac. Este fără leac. Neașteptată, dintr-o dată și fără vindecare. Doamne, trezește-ne mintea. Trezește-ne mintea sănătoasă. În concluzie, partea pozitivă în istoria lui Core, a răzvrătirii lui frașesorilor, doamnelor și domnule, este aceasta. Fiii lui Core n-au crezut în tatăl lor. Au zis, sunt sigur că au vorbit cu el și au spus, tată, Domnul a vorbit prin Moise, citiți bine numărul 16 și 17. Până mâine dimineață mai avem timp să ne pocăim, Tată. Că mâine dimineață trebuie să ne înfățișăm toți în fața cortului și, a, și să stăm acolo unde a avut loc judecata și pierea și a celor 250.000. Tată, nu ești bine, să ți spună copilul că nu ești bine. Și se vede că fiii lui Core au zis, Tată, faci ce vrei, noi nu stăm în tabăra ta. Și au trecut în tabăra lui Moise. S-au pocăit. De ce spun asta? Pentru că uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu. Dintre fiii lui Core sunt slujbași împărătești, sunt profeți celebri, sunt oameni care scriu psalmi. Un psalm al fiilor lui Core. Vedeți, nu poartă copii, nu poartă părinți, nu poartă descendenții păcatul și încăpățânarea celor de dinainte. Sufletul care va păcătui, acela va muri. Azi este cuvântul Domnului. Frumos că acești fie lui Core au înțeles. Tată, nu ești bine că voi, ci, ci, vă uitați în cuvântul Domnului Matas pe care trebuie aștept văzut înainte de a încheia este acesta Domnul i-a vorbit lui Moise și a spus i-ai văzut pe acești 250 toți au venit cu cădelnițe, că au vrut să fie preoți în locul tău, să-ți să facă slujba pe care eu nu le-am dat să o facă sau cum spune în 1 Petru 4 cu 15 nimeni dintre voi să nu sufere ca hoț sau ca tâlhar sau, deci hoț, tâlhar, sau ca unul care să amestecă în treburile altuia. Deci dacă te amesteci, dacă mă amestec în treburile alte, în locul Dumnezeu sunt un hoț și un tâlhar. Și Domnul a spus, ia dielnițele care erau din bronz, de aramă, topeștele și cu ele faci capace peste altarul Domnului, în cort și în templu. Ori de câte ori fiii lui Israel se vor sui la cort să aducă jefă sau la templu, când vor vedea aceste capace să-și aducă aminte că orice răzvrătitor nu are acces la altarul Domnului. Să știe lucrul acesta. Nu are acces la altarul Domnului. Întrebarea este aceasta în concluzie. Ce învățăm noi din istoria biblică? Învățăm să nu facem la fel 1 în 10, 5 la 11 ce spune să ne aducem aminte de cei din vechime, să ne uităm la ei, pentru că rostul celor scrise aici, spune Sfântul Apostol Pavel, este pentru noi să nu cădem în aceeași ispită, în aceeași greșeală. Învățăm noi să nu întârătăm pe Domnul la mânie? Mă rog Domnului să învățăm. Eu și casa mea vreau să învățăm să nu-L supărăm pe Domnul, să nu-L întărâtăm la mânie. Din potrivă, să-L ascultăm pe Dumnezeu, să umblăm în cuvântul Lui și pentru că în această scurtă epistolă, vedeți cât e de adâncă epistola Lui Iuda, ce dimensiuni glorioase sunt, pentru că este cuvântul Lui Dumnezeu. Pentru că este scrisă pentru noi, ce ce trăim vremurile din urmă, Duhul Domnului nu la întâmplare, i-a spus lui Iuda, amintește-le de Cain, de Balaam și de Core. Dar bineînțeles că Dumnezeu nu ne lasă așa numai de exemple negative, i-a spus lui Iuda. Știi ce? Înainte de venirea Domnului să le amintești și de Enoch. Un om care a ascultat și a fost răpit la cer. Și dacă Dumnezeu ne ajută, lecția următoare este Enoch al șaptelea patriarh. Până atunci, Doamne, pune cuvântul Tău în mintea și în inima noastră. Să ne ferim de păcat, de răzvrătire, de calea lui Cain, de rătăcirea lui Balam și să trăim potrivit adevărului Tău care te face liber în orice vreme. Amin.